Cristina, mulțumesc. Spitalul Metropolitan și o nouă sală polivalentă sunt cele mai importante proiecte ale Gabrielei Firea dacă va ajunge din nou la Primăria Capitalei. Prin vicepreședintele PSD a anunțat că a lansat deja dezbateri prin care să-i facă pe bucureșteni să înțeleagă utilitatea fondurilor europene și importanța folosirii lor într-un mod inteligent. Noi, dacă vom mai fi în situația să avem decizie la nivelul administrativ al Capitalei, ne-am dorit foarte mult să finalizăm proiectele începute, dar ca proiecte de noutate, Spitalul Metropolitan este o investiție care se poate realiza mixt fonduri interne și fonduri europene. De asemenea, sala polivalentă a municipiului București pe care o finalizam, din păcate nu s-a mai întâmplat nimic, să utilizăm fondurile europene pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu, obiectiv pe care noi l-am început cu fonduri proprii, parțial și cu europene, dar ar fi extrem de necesar.